Scopul vizitei a fost prelucrarea modelului austriac ca punct de referință pentru descoperirea funcționalității și circuitului angajabilității persoanelor defavorizate, femei, șomeri, persoane cu dizabilități sau imigranți de pe piața muncii în cadrul acestor structuri de economie socială și însușirea metodologiilor de organizare și de lucru în cadrul structurilor pilot nou create din regiunea nord-est și nord-vest a României. O impresie deosebită și planuri foarte bune. În primul rând am fost primiți extraordinar de frumos, am fost tratați ca adevărați cetățeni europeni. Am fost 12 persoane din județul Suceava și județul Bihor. Deci avem un proiect cu un partener din Austria pe economie socială. Deci se fac 3 secții de economie socială la atelierele din Cornul Luncii, deci la centru de recuperare și reabilitare neuropsiatrică, e vorba de un atelier de tâmplărie, la Dărmănești un atelier pentru sticlă fuzionată, iar la Bihor, deci la Oradea, este vorba de amenajare peisagistică cu ajutorul persoanelor cu dizabilități sau cu nevoi speciale sau romi sau, deci, persoane în orice caz cu probleme sociale. Mai mult decât atât, în urma acestei vizite, primarul comunei Cornul Luncii, Gheorghe Fron, s-a întors și cu niște idei noi pe care vrea să le pună în practică în comuna pe care o conduce. Noi am vizitat foarte multe centre, în primul rând ateliere de tâmplărie, ateliere de sticlă fuzionată, dar o integrată de lână care mi-a rămas inima acolo, gândindu-mă la faptul că și noi Suceava am avut o integrată care acum nu mai este. Și atât de frumos ne-a fost prezentată această locație și am găsit acolo utilaje din 1921, de acum 100 de ani, alături de altele moderne. Și faptul că la noi lâna se aruncă pe apă, nu are cine să o ia de la producătorii noștri și este păcat. Și ne-am pus cu toții în gând ca următorul proiect să fie o integrată de lână și să facem produsele care le fac și prietenii noștri din Austria.